Lucas, te-ai trezit? Lucas, te-ai trezit și mergem afară? Da, că tu dormi în mașină. Da, tu dormi în mașină. Tu dormi în mașină? Lumină! Tu dormi în mașină și când mașina se oprește, tu te trezești. Da, ție-ți place în mașină. Lucas, Lucas, bla 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 bla. Bla, 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 bla. Deci am venit cu mașina să-l aduc pe tati la fotbal. Și acum o să ne plimbăm prin oraș. Mergem la cumpărături, Lucas. Lucas, ce vrei să-ți cumpere, mami, ce? Ce vrei să-ți cumpere, mami? Zi, Lucas, bla, 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 bla. Lucas. Bla, bla, bla. Trece lumea pe... Lucas! Lucas! Hello! N-are Lucas treabă, nu? N-are deloc treabă. Da, să văd dacă am parcat bine, da. În principiu nu cred că o să fie problemă. Lucas, când e afară, n-are nicio treabă cu nimeni. Așa e, Lucas? Azi, pe mine ce mă interesează? Ce se întâmplă? Lucas! Lucas, cu cine vorbește mami, măi? Da, sigur. Vreau să discut faza asta cu coronavirusul. O cam înnebuni lumea pe la Madrid, pe la Saragossa, unde stau eu. Pot să zic că e ok, adică mergi în toate supermarketurile și găsești de toate, adică nu sunt la noi în județ cazuri în primul rând și în al doilea rând lumea nu cred că nebunește atâta. Faza e că am fost și eu ieri la medic, m-am simțit foarte rău și încă mă simt rău, dar mi-a dat antibiotic și cam atât. Nu, deci mi-a zis clar că nu am cum să am coronavirus acum. Uite un câine, uite tete, ai văzut un câine, ai văzut Lucas? N-are el treabă, deci nu îl impresionează nici câine, nici nimic. Bine, îl impresionează pisicile. Da, mami, zi, pe mine mă impresionează pisicile, Lucas. Pe tine te impresionează țițu, așa ai? Lucas, hello! Țițu! Tot vedem și noi la televizor nebunia asta cu supermarketurile, că se gole supermarketurile, că nu mai este hârtie igienică la Mercadona, că vai, 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 vine apocalipsa cu coronavirusul. Da. Și am zis, hai să mergem și noi astăzi la cumpărături, pentru că oricum am de cumpărat chestii pentru bar și am nevoie de lapte, de hârtie igienică și chestii de genul pentru bar. L-am dus și pe piticul ăsta azi la pediatru pentru că mi-a făcut febră de 2 zile. Ce? Bun. Cum spuneam? Da, Lucas, da. Vezi că o să dai cu capul în perete, că aici e peretele. Aici, când se termină telefonul, e peretele. Da. Și, cum spuneam, l-am dus pe pitic la pediatru, pentru că de 2 zile îmi face febră și îl mănâncă nasul. Și m-am speriat, bine, m-am speriat pentru faptul că și eu... Ce fac cu tine, măi, Lucas? Și eu am fost... Și eu am fost la spital marți. Da. Am fost și la spital marți pentru faptul că m-am simțit foarte rău. Au descartat faptul că aș putea să am coronavirus. Mi-au dat antibiotic pe o săptămână și paracetamol. Ne-am schimbat și noi poziția. Am mers astăzi, cum spunea, la pediatru.
Mi-a dat paracetamol pentru pitic, are, știu, o ușoară inflamație în gât și el la fel ca mine. Și miercuri trebuie să-i duc niște probe pentru dacă nu are paraziți. Și am zis, hai să mergem și noi la cumpărături, logic. Am intrat în primul supermarket care l-am găsit. De fapt, care era la intrare în oraș. Ideea era că am intrat la Eroski, domnul Țipăram. Am intrat la Eroski pentru faptul că îmi place hârtie igienică de acolo, este mult mai ok. Acolo și la Mercadona, având în vedere că nu avem Mercadona aici, așa am mers la Eroski. Și când am ajuns acolo am rămas super șocată și uimită, nu mai era deloc hârtie igienică. De ce am rămas șocată și uimită? Pentru că noi stăm practic la un sat mic, foarte mic, suntem 11 locuitori în sat. Iar orășelul în care îmi fac eu cumpărăturile este la fel mic și eu n-am auzit cum că ar fi fost cazuri de coronavirus la noi în orășel, adică un orășel de 2000 de locuitori, fapt sat, dar pentru care 4-5 supermarketuri și chestii genul este considerat așa un orășel. Și am rămas foarte uimită, chiar am făcut poze și am trimis la soțul și am zis, măi, nu mai este hârtie igienică, orez, paste, ouă, da, Luca, o grămadă de chestii nu mai erau și se ridică în picioare, e un cutremur băiatul ăsta. Cine m-a pus să fac vlog cu tine? Bla 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 bla, au zis Lucas. Bla 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 bla. Am cumpărat de la acel supermarket. Am mai găsit două pachetele mici de hârtie igienică, mici. Și am cumpărat de acolo. Nici nu mai știu ce am cumpărat. Bine, am cumpărat puține lucruri, că, cum vă spuneam, nu găseam multe lucruri pe acolo. Dar ce scheme facem de pe aici? Bun. Pe urmă am mers la Dia. Dia este cel mai mare supermarket de la noi din orășel. Și acolo am găsit ultimul pachet uriaș de hârtie igienică. Era plin magazinul, plin, la fel ca și scobitorile care le pui acolo în chestiuța. Era plin, plin, plin. Lumea nu știa ce să cumpere. Deci erau oamenii efectiv disperați. Dar nu era nici apă la Eroski. Am luat de la Dia două bidoane de 5 litri de apă plus o grămadă de sticle de la de 1,5 litri. Și da, ce-ți pasă ție? Și am luat borcănașe din astea pentru copil. Aș, că zic, dacă îți închid toate lucrurile, da, ok, legumele ce avem din casă și fructele se strică. Apoi de acolo am luat mâncare. După aia am ieșit de la Dia cu un cărucior super, super plin. Trebuie să-l țin, că dacă nu, o să duce. Am ieșit de la Dia cu un cărucior exagerat de plin și mi-am amintit că n-am luat cereale, că nu le-am văzut. Și am intrat la alt magazin care se numește la Plaza del Dia și acolo am luat cereale și am mai luat așa un coș de la de plastic plin de chestii. Bine, în magazinul ăla era mai ok, adică și la Dia erau goale rafturile, nu găseai lapte, nu găseai... Eu am luat 4 cutii, câte 6 litri de lapte fiecare cutie, gen... Da, 24 de litri de lapte am luat. Pentru că am nevoie și la bar, adică casierii au zis, tu vii și faci săptămânal cu părăturile astea și lumea vine și că e apocalipsa, adică eu am nevoie de anumite chestii și lucruri pentru că le consum. Și din păcate, da, Lucas, din păcate lumea asta care cumpără cu neștiință și în prostie ne face și pe noi să cumpărăm pentru faptul că dacă atunci când o să am nevoie nu o să fie ce? Da, Lucas, da. Și atunci puțin pot să zic că am cumpărat și eu anumite lucruri pentru că, na, dacă o să se termine, dacă nu că o să se termine, pentru că mi-au asigurat, de exemplu, bine, tipul care are supermarketul Mercadona, o dat o declarație și a zis că nu o să rămână niciodată fără marfă, dar eu n-am Mercadona, deci trebuie să merg 110 km ca să am un Mercadona. Și de acolo ne mai lasă ieșim din casă sau din sat. Măcar să nu rămânem fără lucruri. Exact, Lucas, exact. Zi, peste tot unde am mers. Mami, pe mine m-a lăsat în mașină. Da. Ai rămas cu fetița asta care are grijă de tine? Bine, fetiță, fată. Ce faci, măi? Ai rămas cu fata asta în mașină? Nu l-am luat cu mine nicăieri. Deci, l-am luat cu mine decât la pediatru. După aia a stat în mașină.
Și am mai pățit o chestie foarte interesantă astăzi. Am mers la farmacie pentru că mi-a prescris pediatra paracetamol pentru bebe. Și când am ajuns acolo, am zis, dă-mi și mie două cutii de paracetamol pentru adulți, în pastile. Și vine tipa cu o cutie și zic, nu te spera, cred că te-ai încurcat. Zic, mai dă-mi o cutie. De la care îmi zice tipa, nu pot să-ți dau decât o cutie pentru că nu a venit camionul cu marfă și posibil ca până luni, azi e vineri, până luni să nu vină și avem nevoie de paracetamol care ne-a mai rămas pentru persoanele care vin cu rețetă. Și am zis, serios, zic, wow, am mers după la altă farmacie și nu am găsit paracetamol, nu sunt nicăieri măști, chiar m-am căutat măști pentru că eu dacă deschid barul trebuie să stau cu mască pentru că am gripa asta urâtă. Și n-am găsit nicăieri măști. Nu mai este gel de la anti bla bla bla, deci nu mai găsești alcool, nu mai găsești nimic, e durere. Astăzi președintele Spaniei a declarat situație de alertă, urgență, nu știu ce, în Spania, deci se închid deja toate școlile, fabricile mari o să se închidă, e posibil să nu putem să mergem dintr-un oraș în altul, e durere, e durere. Și sper să nu ne îmbolnăvim, sper că să trecem decât așa cu o simplă răceală, gripă și tot trag de piticul ăsta ca să nu pice din pat și tot nu mă mai văd în cameră. Și cam așa, vlogul nostru s-a transformat într-un coronavirus vlog. Încă mi-a urt mami. Poftim. Che bueno! Da, mestecă, mestecă, iaurtul mestec și mâncarea nu vrei să mesteci, da. Da, mami, da. Am cumpărat iaurturi gen de la Nestle, cu căpșuni naturale și, mă rog, chestii pentru copii. Și de fiecare dată când mâncă iaurțelul, rămâne așa, zici că dezamăgit. Pentru că s-a terminat repede și... Da, te uiți la fotbal, așa ai, te uiți la fotbal, mami. Da, mami, te uiți la fotbal. Da, azi ai băut suc de natură. Băi, doamne, nu mai știu să vorbesc de la febră, ce s-a întâmplat? Suc natural de portocale ai băut astăzi, mami, da. Bravo, mami, bravo! Bravo, da, azi mâine o să încep să vorbești și tu în vloguri. O să zici bună din nou. Eu sunt Lucas și mănânc iaurt. E bun, mami, iaurtul, e foarte bun iaurtul. Cât e de bun iaurtul, mamă, mamă. Da, mami, lasă. Lasă, mami, lingura, lasă. Bravo, mami, ai doi dințișori sus și doi dințișori jos, acum ai prins lingurița. Bravo, mami, bravo! Ce frumos mâncăm iaurt! Vai, ce frumos mâncăm iaurt! Da, și ne uităm la fotbal. Da, ne uităm la fotbal, la televizor. Ultima noastră invenție ca să economisim spațiu în casă, pentru că avem o grămadă de chestii în casă, o grămadă, după cum se poate vedea aici, avem pătuțul copilului în sufragerie, iar în partea cealaltă avem, se vede doar puțin, avem așa un părculeț plin cu biluțe. Și ca să nu ocupăm spațiu în casă pentru a pune haine la uscat, pe masa de birou care este în acel colț, punem efectiv uscătorul de haine, că nu avem altceva pe masa din birou. Pe masa de birou nu avem altceva. De moment, Lucas nu scrie, nu face teme și nu folosește masa de birou, așa-i, mami. Și ca să economisim spațiu, le punem acolo. Nu pot să pun hainele afară, încă este frig. Și dacă le-aș pune la uscat afară, nu s-ar usca niciodată, pentru că aici în Spania e destul de mare umiditate în aer. Dar îl mai am pe pisoiașul meu alb, care efectiv ce face? Le scaladează toate hainele pe care le punem afară, la cealaltă casă unde stăteam. Mi-au găurit o grămadă de tricouri. Efectiv se dă ca și pe leagăn. Pe tricourile care le pun eu afară pe sârmă și nu are sens să le pun afară. Mai avem și uscătorul de haine care îl folosim pentru anumite haine. Inițial am cumpărat uscător de haine într-un vlog în care eram gravidă. Vă povesteam cum am mers eu singură o grămadă de kilometri după un uscător de haine. Nu, mami, nu, cum pot? Nu, mami, nu pot să iei cu lingura în mână, nu? Dar
Inițial am luat pentru hainele copilului, dar am observat că se fac mici. Iar dacă le pun să se usuce în rece sau da, ceea genul în rece, nu se usucă niciodată, așa că le folosesc pentru cerceafuri, prosoape și haine care le avem de urgent de ele. Folosesc uscătorul. Ca să nu mai zic că durează vreo 2 ore să se usuce o tură de haine și cam sau trei, chiar 3 ore, deci exagerat de mult. Și am decurs, am rămas că o să folosim masa aia de birou gen pentru uscător, că nu am acum cum să folosim și mai este. Gata, mami, am terminat iaurtul. Bravo! Bravo, mami, bravo! Bravo! Bravo, mami, am terminat! Bravo, mami! Cum vă spuneam, rămâne foarte dezamăgit după ce îi spun că s-a terminat iaurtul, pentru că lui i-ar mai plăcea să... Așa, mănâncă lingura. Ce vrei să-ți spun, mami? Da, mânjește-te cu lingura și aia este. Că nu mai este iaurt, s-a terminat. Mi-ar plăcea să fac un tur acasă, dar de moment nu am timp. Nu știu cum să stau cu timp. Așa, te neacă, mami, te neacă. Sigur că da, sigur că da. Avem nevoie de șervețele umede, mami, da? Șervețele umede pentru a șterge gura, pentru a șterge. Da, mami, mâna. Unde sunt șervețelele umedele, bebe? Poftim, mami, poftim, că tot te-ai murdărit. Da, mami. Te-ai murdărit pe gură, te-ai murdărit pe mână, că așa fac bebelușii. Așa fac bebelușii. Santa, mami, eu sunt bebeluș, mami, da. Poftim, noroc, noroc că te cunosc, noroc. Noroc, mami, noroc. Așa, noroc. Îmi dai și cealaltă mână? Nu, mami, nu, dă mânuța, dă. Da, mami, știu, ești obosit. Ești obosit, ai mulțumit. Da, mami, da, gata. Bravo, mami, bravo. O să facem în curând un tur al casei, dacă o să avem timp, dacă o să fim sănătoși, da, că de moment suntem răciți, toată familia. Da, mami, da. Hai, mami, hai. Hai. Hai sus. Da, mami, că nu-ți prea place scaunelul ăsta. Avem alt scaunel. Pe ăsta l-am cumpărat și, doamne, iartă, m-a costat o grămadă de bani și a trebuit să-l și curăț, l-am luat în mâna a doua. Iar celălalt scaunel pe care l-am, care e la bar, e mult mai comod decât ăsta și l-am primit cadou. Deci e chiar incredibil că dai o grămadă de bani pe o chestie care nu e comodă și după aia primești cadou o chestie care chiar e comodă și e un pic... Da, mami, da. Care-i problema ta? Care-i problema ta? Da, e și ceva problemă. Și cam atât. Hai să mergem să ne punem la somn. Da, mami, hai să mergem să ne punem la somn. Eu e cât mie de somn. Dile adios, mă duc să mă pun la somn. Mă duc să mă pun la somn. Mă duc să mă pun la somn. Na, 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 na. Tai, tai, mă duc să Am spre... am... Vai, nu mai știu să vorbesc, am plecat spre bar. E ciudat pentru că e primul sfârșit de săptămână în care am dat o tură cu bebelușul prin sat și nu este nimeni. Deci, efectiv, nu este nimeni. Pisici. Pisici peste tot. Pisici și pisici și pisici. Nu este nimeni în sat. Astăzi am stat toată ziua la bar și n-a venit nimeni. Nu știu care e ideea, dacă o să vină cineva, dacă s-au speriat pentru fața coronavirus sau poate nu-i lasă să vină în zonă, e chiar foarte ciudat. Adică, normal, da, de luni până joi nu e nimeni în sat, dar vineri deja vine lume, vineri, sâmbătă, duminică, vineri mă plimb cu căruțorul prin sat și văd mașini parcate în fața caselor. Acum nimeni, nimeni, efectiv. Oricum eu revin la bar să vedem dacă vine cineva, dacă nu, asta este, stau 2 ore și plec chiar așa acasă. Adică dacă nu vine nimeni, înțeleg și mai ok așa pentru... Deci e gol, efectiv. Da, singura mașină parcată a noastră și atât. Să vedem dacă o să apară lume, dacă nu...
înseamnă că s-au speriat. S-a speriat toată lumea. A rămas acasă, am să zic, a plecat de acasă. Nu, a rămas acasă, s-au speriat și a rămas acasă. Să vedem ce o să fie. O să fie o mare nebunie. Vorbind că nu e nimeni tocmai ce a trecut o mașină. Bun, bine, e o persoană care imagina că era pe aici. Măsuri de precauție. Avem mereu sanitolul la îndemână și ștergem tot cu sanitol. Sanitol de bucătărie, sanitol de normal. Ne spălăm pe mâini, nu dăm mâna cu nimeni. Când a strănutat cineva în bar, nu știu, n-aș pus părul. Le-am atenționat și, mă rog, s-a cam supărat pe mine, dar asta este. Și cred că n-ar fi rău să vă arăt ce cumpărături am făcut, având în vedere că a venit apocalipsa și toată lumea nebunit și a nebunit cu cumpărăturile. Eu, când am ajuns la supermarket, v-am spus că am rămas șocată de ce am găsit acolo, așa că am încercat să cumpăr și eu ce am putut. Haideți să vă arăt ce am cumpărat în mare. Majoritatea lucrurilor pe care le-am cumpărat le-am lăsat la bar, o parte le-am dus acasă pentru că acasă nu prea am loc unde să le pun. Mă scuzați părul, dar dintr-o dată am început să mi se regenereze părul într-un fel wow și nu înțeleg de ce. Am cumpărat un box enorm de hârtie igienică pe care l-am lăsat la bar pentru că avem nevoie și la bar de hârtie igienică și acasă, dar ăsta l-am luat din Dia, după cum se vede. Apoi am profitat toate cutiile goale care erau în supermarket și am luat chestiuțe de genul pentru copil ca să am în cască cine știe, vedeți, în cărică. Cereale, biscuiți, o grămadă de supă de genul aplic, mănâncă soțul și, mă rog, e ok, mai multe brocănașe pentru copil cu fructe. Nu știu dacă aici am ceva. Nu, aici n-am nimic, am lucrurile de Crăciun și vinurile și așa. Bun, astea sunt lucrurile care le-am pus în dulapul acesta, că nu am loc. După aia am mai cumpărat lapte, o grămadă de lapte, de litri de lapte, pentru că am nevoie la bar și acolo mai este lapte și o să-mi duc și acasă. Pe urmă, stați să pun flash-ul să vedeți mai bine. Am cumpărat o grămadă de litri de ulei și gen fructe în conservă, ton. Bine, chestiuțele astea le aveam aici pentru că astea sunt dulceața pe care o folosesc la mic dejun. Lucrurile acestea le-am cumpărat. Pe urmă, am cumpărat iarăși dulceață. Mai multe borcane, mai am acolo un borcan de dulceață. Nu am găsit conserve. Conserva asta e dinainte ce aveam, am luat zahăr, pastele astea le aveam, lucrurile acestea le aveam, e normal să am lucrurile aici la bar, iarăși cereale ce am cumpărat. Bine, lucrurile astea la fel le aveam pe aici, zahăr ce am mai cumpărat, la fel am macaroane. Aveam o grămadă de lucruri, deci avem mâncare, pur și simplu am cumpărat chestii ce se presupunea că... Na. Erau pe terminate. Ce să vă mai arăt aici? Frigider. Bine, am mai luat așa bacon. Aveam o grămadă de chestii. Am mai cumpărat brânzică. Margarină, da, am cumpărat două cutii mari de margarină. Am luat chestiile astea de roșii. Ce să vă mai spun? În principiu... Avem lucruri în frigider, nu pot să dea și bomba că nu murim de foame. Am mai cumpărat pâine de asta de sandwich, dacă se vede aici sus. Ideea e că nu m-am panicat, adică am fost la cumpărături, dar n-am cumpărat toate prostiile astea care... Am cumpărat ouă de prepeliță. Avem lucruri, adică trebuie să avem lucruri și... Am două congelatoare pline pentru că mereu dacă vine cineva și are nevoie de mâncare, noi servim mâncare proaspătă. Pe urmă, când am ajuns și am văzut că nu este orez, am luat și 4 kg de orez, ca să avem orez. Dar nu aș putea să zic că am înnebunit pentru a cumpăra cum cumpără lumea.
Am luat niște crembuș, avem în casă, am luat legume, am luat șervețelele astea de mână pentru baie, care nu le-am găsit în două supermarketuri și în al treilea de-abia am găsit pentru baie, pentru clienți, am luat șervețele de nas și apă, am luat apă și cam atât. Nu m-am panicat ca și toată lumea să cumpăr, să cumpăr, să cumpăr. Mai am ceapă, cartofi, avem ardei, avem grămadă de chestii, avem morcovi în casă și dacă ar fi să se întâmple chiar ceva, avem mâncare, suntem trei adulți și un copil, avem mâncare pe 2 luni de zile să mâncăm bine. Dacă cumva se întâmplă ceva nașpa, ne porționăm mâncarea și ne ajunge pe 3 luni de zile mâncare, așa că nu bat capul. Chiar am stat și m-am uitat foarte insistent la ceea ce cumpărau oamenii și nu cumpărau Domestos, nu cumpărau Sanitol, nu cumpărau o grămadă de chestii care zic, măi, pentru igiena lor, nu cumpărau hârtie igienică, cumpărau mâncare, cumpărau conserve, carne, o grămadă de cărnuri cumpărau și am zis, băi, nu se termină lumea, deci mie mi-a spus la un supermarket unde am găsit toate chestiile, toate rafturile goale, mi-au spus, mâine că e sâmbătă, la 9 dimineața vine camionul. La 10-11 o să avem magazinul plin din nou. Lumea nu știe chestia asta și se panichează, se gândește că o să rămână fără provizii, nu o să rămână nimeni fără provizii. Dar, repet, am cumpărat și eu anumite lucruri în caz că nu mai putem să ieșim din sat, pentru că eu stau undeva la 25-30 de kilometri de primul supermarket și în satul unde stau eu nu este magazin, nu este nimic, nimic, nici farmacie, nimic, așa că a trebuit să cumpăr lucruri. De obicei, cumpăr lucruri săptămânal pentru noi și pentru bar. Ni se pare o prostie faptul că lumea cumpără și cumpără, deci o să se îmbogățească destul ăștia de la supermarketuri, dar ce să le facem? Sunt etape și etape ale vieții. Și sper să-mi treacă răceala asta, că am o răceală groaznică. Și să nu se sfârșească, adică să sfârșească, să nu se închidă toate chestiile, toate. Sper ca de Paște să se sărbătorească Paștele și toate tradițiile și toate chestiile care se sărbătoresc, sper. Dacă nu, asta este, o să trecem peste, pentru că o să trecem peste și să sperăm că o să se îmbolnăvească pe viitor cât mai puține persoane, pentru că presupun că e nasol rău să fii bolnav de coronavirus. E, cred că, cel mai, de moment, cea mai nașpa veste care ar putea să o primească cineva, pentru că, da, e destul de în trend să auzi pe la televizor și să... S-au întâmplat o grămadă de chestii, așa că să sperăm că nu o să mai urce așa de repede numărul de infectați.